hai cu neața și cu toate alea. Bună dimineața! Suntem în fortul gol. Nu gol, că n-are cu ce să îmbrace, cu fortul din Gale, din orașul în care noi suntem acum. Și am revenit aici, după cum v-am spus în vloguri anterior, că noi am ajuns aici, în acest oraș. Iar astăzi o să mergem împreună să-l explorăm. Noi am tras puțin cu ochiul. Păi da, e mare și trebuia să tragem cu ochiul înainte să venim, să ne plimbăm în cerc. Da. Să cunoaștem puțin străzile, să vedem pe unde luăm, la stânga, la dreapta. Da, este de mers așa de jur împrejurul fortului, sunt undeva la 9 km. Iar domnii cu tuk-tuk vin și îți spun că să te duci cu ei, că e prea mult de mers pe jos. Să te plimbi pe ei, da. Păi, dar nu vezi nimic așa în sirul ăsta. Exact. E, bă, ești nebun, cum să fie mult de mers pe jos? I-am zis lui unul ieri, nu, boss, pe jos mergem. Mergem și mersul piticului, că noi de-aia am venit aici. Și erau așa mirați, cum adică? Băi, tu nu înțelegi că mergem pe jos? Da, hai să o luăm așa, ușor, ușor la pas, că avem ceva de mers. Eu zic că în 2-3 la acoperim. Bine, nu o să filmăm mama atâta, dar cam atât o să ne ia. Nouă, da. O să o luăm așa pe străduțele acestea, după care o să urcăm puțin și în față, pentru că vrem să stăm pe zid unde o să vedem oceanul. Și noi ieri nu am fost, când n-am fost pe aici, dar bănuiesc că se... Știi că pe străduța asta în capăt am fost și ne-am întors undeva tot pe aici. N-am ajuns până acolo în capăt. Păi hai să începem de aici, zic eu. Așa? Da? Da. Ok. Acest fort a fost construit în 1588 de portughezi și fortificat în 1649 de olandezi. Acest fort este și recunoscut de UNESCO, deci face parte din patrimoniul UNESCO, ca și multe alte obiective de aici, din Sri Lanka. Și zidurile astea sunt de atunci, de acum 400 și ceva de ani. Bine, cred că între timp, zic eu, că au mai umblat ei un pic așa, dar cât să nu strice prea mult. Uite, tunurile astea. Alin, o tragem cu tunul. Hai, vedem cum se vede de aici. Vedem cine vine. Bă! Mamă, ce bine-i vezi pe fraier de aici. E unul... E pe direcția străzii. E unul cu tuk-tuk. Cred că e ăla care m-a întrebat de 20 de ori unde merg. Cred că direct în freză îl iau. Pun ținta pe el. Alina încarcă și puf, i-a rupt pufarina. Ce soi de copaci ori fie astea. Drăguțe, dar uite câta trunchi are. Da. Uitați-vă clădirile, vedeți că sunt clădiri coloniale. N-au legătură cu arhitectura de aici din Sri Lanka, tradiționale. Sunt de pe timpul portughezilor sau olandezilor. Uh-huh. Acest loc este ținut foarte bine și de familiile care sunt rămase aici, adică portughezi sau olandezi, care acum au afaceri aici, au diverse restaurante și, bineînțeles, împreună cu guvernul de aici din Sri Lanka, au păstrat acest loc foarte, foarte bine. Și bănuiesc că au mai venit și fonduri ceva, că dacă ar fi fost după Sri Lanka, știți că am complicat cu banii. Dar cumva au reușit, asta este important. Aceasta este biserica olandeză. Construită în august 1755. Aici este o grămadă de
muzee, la mini muzee, magazine, biserici, dar toate în acest stil. Îți place? Da, e frumos, mie îmi place. E liniște așa. Îmi place mult. Deși e duminică, dar s-ar putea să fie lumea încolo, în mijloc, unde sunt restaurante, acolo, unde sigur, cred că acolo e full, sau pe marginea oceanului. Plus că aici sunt și hoteluri, cu siguranță. Da, da, sigur. Turiști. Aceasta este banca comercială. Este o bancă de aici, din Sri Lanka. Mai sunt și alte bănci din afară. Și vedeți că la fel, clădirea e neatinsă. Au păstrat... Lăsată exact așa cum era. Bine, recondiționată. Sigur, dar au păstrat arhitectura originală. Da, da, da. Bă, asta îmi place. Asta am văzut și în Columbia. Și în la Columbia, noi, în centru. Da, da, și la noi. Bine, în general, în centru se păstrează ce e original. Știi ce au făcut la noi? Așa. La noi, de exemplu, au făcut... Sunt unele clădiri în centru istoric, unde... Au pus termopane. Chiar dacă sunt ele de culoarea lemnului, se vede. Și au mai stricat un pic din arhitectură. Un pic. Dar tu n-ai văzut? Nu ai sesizat la noi? Ce? Eram atentă la clădirea din spatele meu. Da, da. Nu, să-ți arăt la noi când ajungem să vezi termopane în centrul vechi. A, am văzut? Cum să nu? Da. Da. Sunt foarte multe magazine de bijuterie aici. Niște. De undeva de la vreo 20 de metri până aici, sunt doar magazine de bijuterii și se mai continuă și pe partea astălaltă. Ei scot de aici, din Sri Lanka, scot niște pietre, nu știu dacă le găsesc aici. Sunt ceva de genul ăsta, dar sunt albastre. Uitați, vedeți cum sunt acești cercei. Există niște mine aici, de unde ei scot aceste pietre albastre și le prelucrează în diverse forme și le asortează sau le pun în diverse bijuterii. O să vreau să mergem și noi la o mină din aia și dacă reușim, bine, eu dacă reușesc să intru să mă bag acolo. Pe dabușile aia, să mă bag în mina aia, să văd cum scormonesc aia după diamante. După pietre, da. Alina a zis că nu se bag. Nu mă bag pentru că am să fac că în ultima vreme de câte ori mă uit la imagini cu chestii de astea foarte înguste, începe să mi se taie respirația. Aici există și un colegiu arab. Se cheamă Ibrahimia, mă rog, mi-e greu să pronunț, dar acolo scrie Arabic College. Bine, acum e doar muzeu. Că aici cu siguranță nu mai vine nimeni la școală aici. Se și vede că e lăsată așa cum e și probabil că se intră. Acum era închis, nu știu când, și poți să faci un tur. Acum e duminică și chiar dacă este un loc super turistic, văd că multe dintre încăperi sunt închise și sunt deschise doar magazinele și, mă rog, toate străzile acestea pe care poți să te plimbi. Uite aici, pe partea dreaptă, avem home cooked curry. Claypot. Ah, ceva de curii făcut la zivase din lut în casă. Mișto ăla. Pe partea stângă aveam spa, dar era închis. Au, și spa? Alina, o merge la spa? De când aștept un masaj? Nu, îl găsesc. Ia uite, ăsta vinde pâinici și toți au aceeași melodie. Ți-i minte, Alina? La mașinuțele astea, da? Cu... Aceeași melodie. Aceeași melodie. Richard Kleinderman Furelis. Acesta este farul de aici din fort și a fost construit în 1938 și dat în folosință în 39. Arată bine lângă... Știți de ce arată bine? Că are acești cocotieri lângă. Că așa farurile am mai văzut, sunt toate la fel, știi, albe, lungi, așa, cu un bec în sus. Dar că ce am văzut noi fără acum erau cam singuratice. Da. Toate farurile pe care le-am văzut. Asta e... Nu, da, cocotierii ăștia îi dau așa o imagine e super mișto. E țin o companie frumoasă. Mai ales de jos, așa, se exact. Vede chiar bine. Oare unde o duce acest drum? Că noi n-am fost pe aici. Ah, către plajă, uite aici. Ia să vedem. Și dacă sunteți interesați de bilete, de prețul biletului de aici, nu există.
se intră pur și simplu ca în centru vechi. Ca în centru vechi, da. Nu există bilet pe intrare. Uite, asta n-am văzut de la trecută. Nu. Este o plajă mică de aici. Mai mișto, uite, vii la fort și poți să stai și la plajă. Iar acum am ajuns arena cel mai aproape de apă, dar tot nu intrăm. Nu, că nu asta am avut în plan. De când am plecat de acasă, nici n-am știut, că dacă știam, luam și costumă de baie. În caz că știam, vă dați seama. Dar oricum, e... N-am luat nimic, nici prosoape, nimic. Pentru gustul meu aici e foarte aglomerat. Doar așa să vă arătăm și cum e apa, pentru că v-am spus că aici, în partea asta, apa este mult mai curată decât în partea aia unde am stat prima dată în Negrombu. Mai curată, mai transparentă, că și acolo era curată, dar aici are izul ăla așa de exotic. Vedeți? Aici este foarte, foarte limpede și mai încolo probabil că sunt ceva alge. Dar oricum, priveliște nota 10. Iar vedeți, în depărtare de tot, punctul acela alb este o pagodă japoneză care este în apropierea Jungle Beach-ului, care este fix în direcția unde vă arăt eu. Aia este o plajă sălbatică, iar undeva în stânga este plaja Unawatuna, care iarăși e o plajă super turistică, unde noi o să mergem, pentru că acolo, în timpul săptămânii, poate va fi mai liber, pentru că este și mare plajă, nu e ca asta, e mare. Ok, atunci așteptăm pentru Jungle. Da. Jungle Beach-ul avea. Și pentru... Hai să ne continuăm drumul, că mai avem... Hai că eu să mă prăjesc până terminăm astăzi. Te faci bine de tot. Dar nu am găsit un magazin unde să găsesc o cremă cu protecție solară. Trebuie să-mi iau una. Auzi, dar de-astea de babe. Gen, ce de te babe? Dai cu oțet, cu niște, nu știu, au babele știu ele niște combinații. Nu? Eu nu știu combinațiile lor. Chiar nu le știu. Așa prefer să mă iau o cremă cu protecție solară 50%. Și știu că o am și mă dau și te dau și pe tine. Mai bine. Și încă un lucru, ție trebuie să-ți cumpărăm un tricou pentru apă. Da, pentru apă. Alinao se chinuie să țină rochia, că bate vântul. Ne-am urcat pe acest turn să avem așa o vedere mai bună. Și într-adevăr se vede foarte, foarte bine. În partea asta avem soarele. Nu știu, hai că se vede bine. O să mergem și încolo. Băiții ăștia sunt cu ochii pe Alina, că bate vântul și se ridică fusta. Păi m-au văzut deja. Și că până am pus eu mâinile. Până... Ei sunt direct acum, hai că mai prindem un moment. Știi? Și cu apă la tine. Ideea e că eram cu spatele și am pus mâna în față să nu mi se ridice să vadă în față, dar eram cu spatele la ei. A, bine. Hai să coborâm. Hai să aruncăm un ochi și de aici, să vedem cât de înalt este. Ia să vedem. Să vedem dacă alunecăm de aici și ne rupem pe farina. Hai că e bine. Nu e chiar așa de jos apa, dar cu farina ne rupem sigur. Îți dai seama. Hai, pe scări. De aici încolo începe hoteluri. Vedeți? Acesta din față este un hotel și cred că e frumos, mai ales să ai camera aia de acolo, să te trezești dimineața să-ți bei cafeaua cu view în partea asta. Eu zic că este bine, doar că o cameră s-ar putea să fie la preț de cocaină aici. Sigur, 100%. Sigur. Vezi, dacă nu, noi stăm la buget, stăm mai acolo, mai prin junglă. Noi stăm mai pe la țară, Alina. Că și în România, noi nu stăm în București. Păi da, mai la Bragadiru. Noi nu stăm învățați să stăm la oraș. Da, noi stăm lângă, așa. Dar îmi place atât de mult de combinația asta, de arhitectura asta olandeză, portugheză, cu cocotierii, cu oceanul, cu drumurile astea pietruite. E super tare. Aici altă plajă micuță. Ca să ne băgăm așa împotriva soarelui și merg cu spatele ca caracu. Și se coboară pe unde? Pe acolo. Pe aici, pe scările aici, da. Aha. Nu o să coborăm, că acum știi care e treaba? Acum mă oftic, că n-am lucrurile să fac baie. Deși oamenii ăștia... Îți cam face poftă. Deși oamenii ăștia, majoritatea fac baie îmbrăcați. Dar
Eu nu știu dacă aș face baie îmbrăcat, dacă... Ai putea să-ți dai cai chiloți pe tine. Ne, nu, nu-mi dacă, place. Dacă chiar vrei, poți să faci, nu da, ar fi bine, asta o problemă. Eu dacă, nu pot să fac. Clar că dacă vrei poți. E, și tu poți dacă vrei. Nu-i problemă. Important e să vrei. Da. Și am ajuns într-o altă parte a fortului. Și nu știu ce este asta. S-ar putea ca aici să fi fost tot un far. Să fi fost aici farul vechi? Sau un alt far, știi că na, poți să, că, pentru că e aproape de, aproape de apă, știi? Exact. Și a rămas doar așa, o ruină. Stai, poate am o pancadă ceva aici. Ai farul, după care ai aici tunurile frumos, care apără pe băiți acolo care fac baie. Uite! Da, era un tun. Base Signal Tower, da, corect. Da. Corect, aveam aici. Aici ce face ce se întâmpla, se dea semnal, că vin ăștia pe mare, ne atacă, bam. Să dea băieții cu semnal de aici, cu foc, cu ce aveau înainte. Dar se pare că s-a fost atacat. Da, și știai că vin amici. Și aici priveliștea bună de pe turn. Ei, luăm un pufarină pe aia care fac baie. Dacă nu sunt cuminți, îi bombardăm. Da, ce frumos se vede. Te trage puțin când vezi o gaură de aia să te duci acolo, știi? Da, mă trage. Da. Chiar asta aveam în minte acum, dacă m-aș duce acolo și mă ia vântul, nu mai scap. Hai că mixerăm ceva. Am băgat. Aici sunt copiii care joacă cricket. Acum poate vedeți. Și undeva în pâncolo, nu foarte departe, se cam termină parceaua. Așa că Alina zic să mergem acum să intrăm așa în mijloc, să vedem și noi. Poate găsim să bem un suculete, m-au înghețat, m-au un suc. Intră printre străduțe, da. Aha. Haideți să vă arătăm și vouă, că sunt multe chestii de văzut. Magazinașe, magazine de haine, magazine de suveniruri, da, înghețată. Nu o să intrăm în toate, că facem vlog de 2 săptămâni, dar mergem să și, mie mi-e cam sete așa. Ca să tu zic pe aia adevărată și dreaptă. Mi-am dat seama că ai zis că mergem să luăm ceva de bun. Mi s-a cam împleticit picioarele de sete. Pe haide, o luăm așa drept? Da, o luăm pentru copiii ăștia pe aici. Poate ne trezim cu vreo minge în pufarină, dar n-are nimic. Uite, cu ocazia asta ne și apropiem puțin de ei, dar ai până spatele lor totuși. Aici oamenii joacă cricket forță, cum ieșim noi la fotbal, băi, ieși la cricket. Pot să iasă să se joace într-un loc protejat, știi? Să joci cricket într-un fort. E ca și când am ieșit noi la un fotbal la Peleș. Da, știi? Da. Oricum, mi se pare mișto că e spațiul ăsta, deși îi lasă. Da, e interesant. Îi lasă, înseamnă că au și grijă, știi? Pe aici. Sau este cineva care vine și face curățenie după, în permanență. Și mai sunt și câțiva polițiști care se plimbă printre străduțe, am văzut eu, cu scuterul. Aici, imediat lângă copiii ăștia care se joacă, este un loc de rugăciune. Budist. Scrie ceva, Alina, aici? Stai, nu ceva de Buddha? Da. Da, este un loc de rugăciune. Și păcat că e închis, ca și vrut să intrăm și noi. Bine, nici dacă avem voie să intrăm, dacă nu suntem de religie budistă. Dar uite, erau niște statuete mișto. De fapt, ăsta cred că e de fapt un muzeu. Dar este închis, pentru că la fiecare statuie are informații, știi? Da. Și pe partea asta și pe partea asta. Da, e o listă cu informații aici pe dreapta. Da. Dar e închis. În sfârșit la umbră. Ce bine e. Și... Ce liniște e. Da, liniște. Cu tot felul de copăcei din ăștia. Verzi, cu flori, cu... Împletiți. Mhm. Da, chiar foarte, foarte mișto. Cred că o să mai spun asta de 1000 de ori. Dar asta e senzația, asta simt. Nu am prea multe de astea în program. Wow, dar asta chiar e wow. Deci, probabil că e și liniște și nu e multă lume. Da, de exemplu, străduțele astea mici, înguste și floricelele care stau atârnate de garduri. Aha. Îmi dă o impresie de străduțele din Grecia. Aha, da. Nu toate, dar... Da. Și cu bine, și culoarea albă. Și cu alb. Mai lipsea albastru ăla marin și eram de acolo. Dar multe
Dacă n-am văzut la magazine de alea de... Magazine, da, magazine de bijuterii, o grămadă. Pe alea cred că sunt cele mai multe de aici, din de bijuterii, nu? Bijuterii, multe. Da, bijuterii. Bijuterii. Adică, care comparativ cu restaurantele și terasele, alea predomină. Sunt peste tot. Bine, și foarte multe, pe aici deja am văzut foarte... Restaurante. Am văzut foarte multe locuri de cazare, da. Aici sunt două restaurante. Aha, tot așa. Și clădirea asta păstrată. Deci totul e păstrat așa cum era. Și dintre toate locurile astea fancy, așa, Cezarao a decis. A văzut aici un local ce oferă fresh-uri din astea de fructe și a zis, hai să intrăm. De unde? Cezarao e că e chitos de aia, nu că e el mai pe... Cezarao, toată viața lui a fost chitos. E el mai pe old, e el mai pe... Nu, dar știți că e așa îmi place. Nouă, de fapt, așa ne place. Decât să mergem într-un loc de la fancy și să ne rupă capul cu un suc la 50 de dolari. Asta așa. Alina, am văzut mai mult sau. Da, văd. Ia uite mai mult sau. Ține-ți-ne puțin. Stai acolo. Ține puțin că eu o să vă duc mai aproape de mai mult sau. Să o vedeți. Cum stai acolo, mă, poate se curentează. Dar ea a venit pe cablul electric. Da. Băi, maimuță. Ce față ai. Dar, uitați și acolo. Tot pe cablul electric. Mamă, ce maimuțe nebune. A fost mai multe. Și s-au dus în partea asta, încolo. Uite, mai uitați-le. Ia, arată și mie, Alina. Uite aici, în copacelul ăsta, ce e? A, uite că le sperie, uite, aia are pui, dar da, le sperie. Sunt și mici, dar le sperie doamna. Da, probabil că... Dar ele vin la mâncare. Probabil că le mai și dă de mâncare turiștii și sunt învățate să vină aici. Da. Ia, și asta aici. Uite aici, stă cu spatele. Băi, ne tratez cu spatele? A fugit, mă, ne-a auzit și a fugit. O, oh, dragele de ele. Am văzut mamuțeaua. Sorile mele. Două sucuri aici, pe centru vechi, ne-au costat 600 de rupii, adică 3 dolari. Undeva la 13 lei. Să bei pe centru vechi, două freșuri naturale cu 12-13 lei. E bine. Îmi place. Da, aia vedeți de ce prefer eu localurile astea. Și am văzut că vin și erau localnici care veniseră să mănânce. Și e clar că dacă vin localnici să mănânce, este un loc mai accesibil. Mă orientez. Aici se cântă și la chitară. Foarte frumos. Vă dă Cezarao și muzică. Nu știu, uite, de exemplu, un maios în ăsta. Ia. Ia, vezi, cât este. Am acizez. Ok. Ia. 2800? Da. 2800. Aha. Adică... Mai bine de 10 euro. 15, 14 dolari. Dolari. Adică așa, dolari. 13 euro. Da. Și astea sunt, de fapt, un euro și ceva. Da. Nu? Un mai eu? Deci nu era compleu să zici că era cu asta, cămășuță și pantaloni. Asta nu vreau să mă gândesc cât costă, că e din două piese. Da. Era o singură piesă. Da, mă, dar e la magazin de fort. Da. Dar mergem în piață și același mai eu? Eu cu un dolar. Ia uzi. Poți dansezi chiar. Avem și muzică și avem și dans. Acum o să atragem clienți. Și aici bijuterii. Suc. Uite, elefanțel din ăsta. 850. Cât timp am ridicat drona? Nici nu mi-am dat seama că
Aici, unde m-am retras ca să scap de mulțime, pentru că ei sunt foarte curioși și vin să se uite la tine și nu mă puteam concentra, aici am stat exact lângă un buncăr cu muniție. Deci aici, în trecut, era buncărul în care era depozitată muniție. Dar ce stăteam aici jos, liniștit, zburam drona și când m-am ridicat, zic, uite bă, eram lângă gloanțe, lângă bumburdele. Alina s-a dus pe sus să facă story-uri. A filmat Alina toate story-urile. Ai băgat, Alina? Da, dar le-am băgat cu camera, pentru că nu am internet deocamdată, să le urc direct. A, le-ai filmat cu telefonul și când ajungi la internet le pui? Da. A, bine. Acum când am plecat, ne-am dat seama că noaptea e altă lume, e altă frumusețe aici, alte cadre. Acum testăm Alina și noaptea să tragem cadre. E foarte frumos când se luminează. Bine, și lumina asta de top acum, la Golden Hour. Și încă e multă lume care se plimbă pe aici. Cu puțina lumină pe care o mai avem, am ajuns în capătul fortului. Băieții acolo în spate cântă la darabana. Și pe aici o să trebuiască să ieșim. Dar uitați cât de frumos este. V-am spus, acum am văzut și noi. Când e luminat, e mai frumos. Se vede extraordinar. Da. Ia să te apropiem și noi. Dar poate avem ocazie să venim și într-o seară. Seara da. Să venim. Ia să te apropiem de băieții aia. Vedem și noi ce... Vedem și noi ce cântă. Aici cu peisajul ăsta, cu ciori în spate. Și acum toată lumea să danseze, toată lumea se miște bine. Ba! Ajunsem acasă și sunt rupt la pufarină și la mandolină și la trambolină. Alina e rup și la șosete. Și la șosete. Hai să ne ridicăm. Oh, ce greu e. Bun. Și acum să trecem la money. Astăzi, cheltuiala, pentru că noi am ieșit din casă, așa trebuie să cheltuim. Cazarea $17. Am fost la un magazin și am mai cumpărat ceva de țânțar, nu? Am luat spray de țânțar pentru că ne-au spart. Și așa. Nu știu. Apă? Da, un suc. Apa, un suc, adică și nimic. Și ciocolățele? Da, nimic. O cremă pentru Alina? Da, încă o cremă pentru Alina, asta era. Au fost $11 și ce ne-am mai rătas de pe drum? Că na, îți mai e, m-au un suc, m-au apă, m-au nu știu ce. A, și n-am găsit cremă de plajă cu protecție 50%, că o luam și pe aia. Da, am mâncat și ceva și în total, pe ziua de azi, $44, adică Alina, telefonul tău, percutează atât? 44. În fix? 44, azi a fost pe fix. Bine. Zic cum e cu calculul. E cu USD-ul. Noi în dolari, nu așa s-am obișnuit, fai numai cu verzișor. 193 de lei. Deci azi 193 de lei. Se poate și mai bine. Mâine o se poate mai bine. Ieri nu am făcut vlog și ieri am avut 36 de dolari. Adică cazare, prânz și mi-am luat ceva, un suc cu apă și... Da, ieri am stat acasă, că am avut somn de după amiază și am stat cu voi pe live. Da, exact. Acela a fost motivul. Deci da, se poate și de la 36-35, eu acolo vreau să ne orientăm pe $35, că până în vlogul următor, când o să fim din nou fresh și gata de explorat noi terenuri neatinse de... Ce să rau și de Alina? Așa, pe aici, prin Sri Lanka, toate cele bune... Vă mulțumim că ați stat cu noi până acum și vă așteptăm și pe Instagram să dați un follow acolo și dacă n-ați dat subscribe încă canalului nostru, faceți acum și apăsați neapărat și clopoțelul pentru notificări, toate notificările, ca să vă apară absolut orice despre noi pe YouTube. Noapte bună! Ia uite cum te-ai făcut mâncați și gata. Așa, frige! Păi dacă n-am găsit cremă... Asta doar azi? Da! Ma! S-a făcut Alina ca tractoriști, în dungi. Și că ai condus
Dar acum trebuie să mă duc pe plajă, ce să fac eu? A, păi de fapt de-aia te-ai bronzat așa, tu lași tot, ca să mă forțezi să te duc pe plajă. Mergem. Nu, tu mi-ai zis de plaje... Da. Sălbatice. Mergem pe plaje sălbatice. Haide, pa!